Bună seara și bine ați venit la nouă ediție a emisiunii Iașul Monden. În seara asta avem un invitat care a mai fost la noi în emisiune și mie mi-este foarte, foarte drag și a venit cu multe noutăți despre cum să ne facem frumoase. Domnul doctor Lucian Popa, bună ziua! Nu mai spun domnul doctor la clinica de Arș, la Spitalul Sfântul Spirit. Domnul, vă sunteți pentru mine medic estetician, mă faceți frumoasă, da? Mulțumesc! Deci, domnul doctor, ce faceți? Foarte bine! Pe unde ați mai umblat? În foarte multe locuri avem o activitate extrem și de noutăți, intensă, bineînțeles. Noutățile sunt chiar spectaculoase și chiar mă bucur și vă mulțumesc că sunt aici, acum, împreună cu dumneavoastră, fiindcă abia reușesc să le țin în mine aceste noutăți. Sunt într-adevăr, cum spuneam, spectaculoase, sunt consecința unor întâlniri și studii pe care le facem în momentul de față și ca atare sunt extraordinar de încântat de acest lucru. Cu ce noutăți veniți în domeniul meseriei dumneavoastră? Ce se întâmplă? Vă urmăresc Facebook-ul de aproape și am observat că ați fost la nenumărate conferințe și cursuri și ați primit și diplome și v-am văzut acolo în multe, multe poze și povestiți-ne. Bun, deci spuneam că avem o activitate foarte intensă. Asta din cauză că sunt foarte multe noutăți și aceste noutăți vin zi de zi. Afli ceva, te pui în legătură, descoperi noi lucruri pe care le intuiai sau nu, sau care se leagă de alte cunoștințe și așa mai departe. Ei, din punctul acesta de vedere, am acumulat în ultimii 2 ani de zile foarte multă experiență pe partea de estetică și chirurgie minim-invazivă, medicină estetică cu tratamente minim-invazive, cu rezultate spectaculoase și surpriza mea este că am constatat acum că după ce am pus o bază chirurgicală, o bază, zic eu, solidă chirurgicală, în momentul de față, în condițiile actuale, cu tendințele existente în momentul de față, se tinde către o abordare minim-invazivă. Majoritatea pacienților noștri, pacientelor și pacienților noștri își doresc să aibă niște rezultate în condiții cât mai ușor de trecut, cu cât mai puțin efect după episodul respectiv, cu cât mai puțin afect, nu efect, fiindcă efectul și-l doresc, dar afectul în sensul că să nu trebuiască să stea într-o perioadă de convalescență, să nu trebuiască să se rupă de mediul social, de activitatea pe care o desfășoară și atunci tehnicile acestea au devenit din ce în ce mai uzuale și îmbunătățite în permanență. Și acum, după toate acestea, după ce s-au schimbat abordările, s-a trecut de la chirurgie la acid hialuronic, de la botox la acid hialuronic, la tot felul de materiale și proceduri de tip laser, radiofrecvență, liposucții laser sau cu apă și așa mai departe. Deci tehnologii care s-au îmbunătățit în permanență. Deci am ajuns în momentul de față să facem o activitate care să fie mai mult de cabinet, așa, să necesite mai puțină chirurgie și în felul acesta să necesite și mai puțin timp pentru recuperarea pacienților noștri. A mai apărut ceva nou în domeniul dumneavoastră vis-a-vis de ridurile de la ochi. Foarte multă lume, chiar cunoștințele ale mele, mă întreabă și au întâmpin această problemă pe care noi femeile și nu numai noi femeile, nu? Trecând anii, așa zisele popular, pungi la ochi. În termen medical, vă las pe dumneavoastră să ne povestiți puțin ce soluții ne dați noi și, cum a spus dumneavoastră, fără durere. Că teoretic noi femeile fugim de durere și... Nu, cred că toată lumea fuge de durere, nimeni nu-și dorește să sufere. Iar din punctul ăsta de vedere, referindu-ne la cearcăne, la,
la pungile de la ochi, așa cum le-ați denumit, există modalități de rezolvare, niște modalități ușoare, niște modalități care folosesc tehnologii noi de tipul radiofrecvenței și laserului și care pot modela aceste zone într-un mod foarte frumos și natural. E, aici intervine și noutatea, să spunem, deosebită pe care o țin cu greu în mine. Da? Lucrăm în momentul de față, am fost cooptați eu și echipa mea într-un studiu, să spunem, multicentric, fiindcă se vorbește exact așa cum ați spus. Da? Mă deranjează aspectul X. Ok. Deci, până la urmă, noțiunea concretă a ceea ce facem noi, ca esteticieni pentru pacienții noștri, se numește, practic, o chirurgie de fericire. Da? Deci, termenul acesta este elementul pe care îl aducem, practic, prin corectarea unei stări de nemulțumire sau disconfort sau, eu știu, insuficiență a aspectului nostru. Și în acest context urmează să se definitiveze acest studiu în care, practic, se urmărește rezolvarea acelor elemente care ne deranjează, care ne fac să fim nemulțumiți, să fim triști, să fim supărați, să fim... Da? Deci, cum spuneați, ridurile de la ochi. Ok. Deci, acest lucru poate avea mai multe variante. Aceste variante, cum spuneam, poate să fie acidul hialuronic. În momentul de față avem o tehnică care realizează o revolumizare a feței. Deci refacerea volumelor structurale ale feței în proporții care se găseau în tinerețe. De ce? Din cauza că în decursul timpului se produce o atrofie a țesutului gras. Se produce o atrofie a musculaturii, o pierdere de volum. Bun, restaurarea aceasta volumetrică practic reface volumele pe care le avea fața noastră în urmă cu 20 de ani, să spunem, așa, în procedee injectabile, în procedee foarte ușoare și care combinate cu procedee externe pentru piele, cum ar fi radiofrecvența sau laserul, îmbunătățesc calitatea și restaurează aspectul nostru. Ceea ce, bineînțeles, cum spuneam, duce la o satisfacție, la o stare de bine, la o stare de mulțumire și, bineînțeles, și fără durere. Și pe cât posibil fără durere. Da, e greu de crezut, dragi telespectatori și îndeosebi pe telespectatoare, că ceea ce spune domnul doctor ar fi real. Ei, vreau să vă spun că este real, la dânsul nu este durere. Vă spun în premieră acum. Pot să spun că sunt o persoană foarte deschisă și mulți dintre dumneavoastră mă cunosc. Nu știu dacă ați observat ceva la mine în ultimele 6 luni. Eu am apelat la serviciile domnului doctor și am fost și sunt foarte mulțumită și, după cum vedeți, într-un mod fin, nu într-un mod abuziv, nu niște buze foarte mari, nu niște pomeți foarte înalți, și vreau să vă spun, eu sunt o persoană care, dacă mă pișcă o albină sau un țânțar, simt și mă doare. Ei, vreau să vă spun, domnul doctor, că acum, vă zic, prima dată nu am simțit absolut nimic decât frica mea interioară, care pe parcurs a dispărut. Nu am avut nicio cicatrice, nicio umflutură, niciun... Și vreau să vă spun, astăzi, spectatoare, că eu nu am ținut cont și pentru asta recunosc, domnul doctor, de sfaturile domnului doctor, respectiv masajul la buze și etc., băutul de apă. Și după cum mă vedeți, am făcut emisiuni imediat, după câteva zile, și sunt cum mă vedeți. Eu mă bucur tare mult. Sunt convins că din punctul acesta de vedere ați exagerat un piculeț legat de nerespectarea indicațiilor mele. Eu nu prea, să știți, nu prea am făcut chiar tot ce mi-ați spus, liter de lege. Am mai sărit așa, mai o lene, mai un somn la ora 8 seara. Mai nu, chiar nu. Și foarte mulțumită. Bun, din punctul acesta de vedere, respectarea unei conduite este bazată... Probabil cea mai importantă, cred eu. Da, este bazată pe o serie de lucruri care se produc în mod normal într-un țesut care este în curs de schimbare și așa mai departe. Deci, din punctul acesta de vedere, evident că eludând o parte din aceste indicații, efectul nu va fi
maxim. Nu va fi cel pe care ni-l dorim în totalitate. Și ca atare este de dorit a conferi o încredere cuiva și vă mulțumesc pentru acest lucru, pentru că mi-ați conferit această încredere. Așa. Și după asta să-l și ascultăm pe cât posibil. Bun, din punctul ăsta de vedere, fiindcă discutam despre ceea ce se întâmplă, ce este la modă în momentul acesta, citeam un articol azi noapte în care era vorba de microalimentație. A dumneavoastră și noaptea învățați să nu dormiți? Mai și dorm. Recunosc. Care sunt orele de somn? Ia să aflăm. Noi toate. Nu știu, dorm puțin. Deci dorm puțin, 2-3 ore pe noapte, în rest am mult de lucru și ca atare nu prea pot să-mi permit să dorm. Da? Recuperez în timpul pe care l-am la dispoziție, recuperez. Bun, și spuneam de această microalimentație. Microalimentația este indicată în perioada pre-post-anestezie, pre-post-operatorie, ajută la echilibrarea mediului intern, ajută la îmbunătățirea rezultatelor și efectelor pe care le producem. Până la urmă, orice în viața aceasta a noastră contează în ceea ce privește sănătatea și, bineînțeles, echilibru pe care îl avem în organism. Da? Sunteți de acord cu slăbirea prin micșorarea stomacului, prin operația de micșorare a stomacului? Ca și, mă refer și din punct de vedere estetic, acele femei nu rămân în urma operației, cu anumite, nu știu, o grăsime supraponderală care se atârne, care se necesite după aia, cu niște sâni mai lăsați, cu, de ce nu, cu o gușă oarecare, nu? Slăbind forțat și printr-o micșorare de stomac. Ce se întâmplă din punctul acesta de vedere este la modă. Da, toată lumea face cure de slăbire. La modă sunt multe lucruri, dar nu înseamnă că și sănătoase. Sigur că da. Bun, este o metodă în care o obișnuință de viață a unor persoane care din anumite motive au ajuns să capete această obișnuință. Slivul gastric este practic o modalitate în care pot să reducă din surplusul ponderal. Evident că din punctul meu de vedere consider că abordarea aceasta ar trebui să fie după ce am încercat o variantă logică, corectă și echilibrată de a ne, eu știu, de a scădea în greutate. Da? Mă refer la un regim alimentar condus de un nutriționist, condus într-un mod echilibrat, în așa fel încât să putem scădea în greutate. Bun, sunt persoane care nu pot să facă acest lucru. Și din punctul acesta de vedere, în ultimă instanță, vor trebui să abordeze o asemenea operație. Aș face o mică paralelă, așa sări într-o altă direcție. Sunt pacienți care vin la noi în ideea de a face liposucție, de a îndepărta. Păi de asta v-am întrebat, pentru că vreau următoarea întrebare să fie o paralelă între una și alta. Eu consider că ceea ce faceți dumneavoastră la clinică și medici esteticieni în general, care practică această metodă, este mult mai ok relativ pentru sănătatea mea ca individ decât cea de micșorare, asta e părerea mea strict personală, decât cea de micșorare a stomacului. Asta era și ideea și foarte bine ați făcut că ați pasat puțin, mi-ați făcut... Am făcut un pas înainte. Bun, spuneam că vin pentru acest lucru, pentru a îndepărta surplusul de adipozitate din organism. Bun, sunt anumite limite. Sunt anumite limite normale. Peste un anumit volum, n-aș vrea să definesc acum, fiindcă depinde de la persoană la persoană, dar peste un anumit volum, efectele pe care le va produce acea operație și efectele din punct de vedere estetic vor fi mai mult nefavorabile decât favorabile. Și atunci, întotdeauna acest lucru trebuie ajustat. Și mai mult decât atât, profit de această ocazie de această ocazie în discuție, de a menționa faptul că abordarea unei situații, a unei dorințe a noastre, trebuie partajată, discutată și pusă foarte bine de acord cu practicianul, care știe
cum anume putem ajunge la rezultatul pe care ni-l dorim. De ce acest lucru? Din cauza că ne punem în minte să facem ceva. Și vrem acum, și vrem să se termine repede, și vrem să fie foarte bine din start, și așa mai departe. Deci, niciodată lucrurile acestea nu sunt fezabile. Da? Există un plan care trebuie urmat. Există, probabil, în condițiile de scădere ponderală, există luni de zile în care să ținem o anumită dietă, în care să avem un anumit stil de viață, în care să ne echilibrăm organismul, fiindcă lipsa aceasta de echilibru este cea care determină o anumită manifestare. Și atunci trebuie să le echilibrăm întâi și apoi să corectăm în mod abuziv, în mod chirurgical, în mod traumatic niște lucruri pe care, în mod normal, organismul nostru le-a acumulat datorită tot nouă. Domnul doctor, am și o curiozitate așa, strict personală și nu știu dacă și profesională și neprofesională, o discuție. Spuneți-mi și mie, cum ați reușit dumneavoastră să vrăjiți așa pacientele care v-au venit în cabinet? Vă spun și de ce imediat, că am imediat o pază. M-am uitat și eu pe un forum, așa, pe un Google, acasă, am scris despre silicoane. Nu că m-ar bate vreun gând să-mi pun. M-ar bate, dar n-am voie, nu mă lasă cineva. Și uitându-mă acolo pe acel forum, erau persoane gen Bacău, gen Târgu Neamț, gen chiar București, în Timișoara, și vorbeau fetele între ele cu poze, eu mi-am făcut la X, eu mi-am făcut la Y, eu, hei, vreau să vă spun, fără omițând faptul că ne cunoaștem, ne știm, sunteți din Iași, sunt din Iași, relaționați cu telespectatori, telespectatoare care se uită la noi, foarte multe telespectatoare care ne urmăresc sau nu, cele care scriau pe forum, au recomandat, măi, duceți-vă la Iași, că este unul, doctorul Popa Lucian, am fost operat acum ceva timp și nu știu ce, și nu, deci, cum ați reușit totuși? Și mi s-a pus așa, zi, dole, da, totuși în această țară sunt 11.000 de medici esteticieni, da? Și buni, și mai puțin buni, și frumoși, și mai puțin frumoși, și ocupați, și mai puțin ocupați. Cum de, și fără a vă, nu știu cum să spun, a vă pune pe un pedestal sau chiar m-am uitat cu atenție, majoritatea recomandau doctorul Popa Lucian din Iași. Care e motivul? Ați fost printre primii care ați făcut astfel de operație. O faceți într-un mod nedureros total, cu după operație pacientele se refac într-un mod miraculos. Nu știu, le face și vizite, eu știu, în particular, le chemați, vă uitați, nu? Explicați-mi și mie, vă rog frumos, care este procedura de siliconare a unei paciente, cum o faceți dumneavoastră, dacă e dureroasă, dacă nu, cum se pun silicoanele pe mărime, în funcție de greutate, în funcție de nu, eu una nu știu, întru totuși, probabil că multe din telespectatoare care și-ar dori, nu știu ce presupune o astfel de procedură. Vreau să remarc că ați fost un pic malițioasă, da, așa, m-ați tachinat un pic, așa. Dar lucrați cu frumos, domnul doctor, dar suntem oameni, oricum, da. Trebuie să vă tachinez puțin. Deci, din punctul acesta de vedere, sunt, să spunem, aș putea, dacă ar fi să fac o analiză, fiindcă nu am făcut-o niciodată, dar mă voi strădui să o fac repede. Așa, ca să vă răspund într-un fel la întrebarea pe care a spus-o. Deci, în primul și în primul rând, cred că elementul esențial în toată povestea aceasta este aspectul serios pe care îl dau aceste activități. Este o activitate pe care am început-o în urmă cu 18 ani. Am acumulat o experiență învățând de la mulți alții. Am reușit să o pun și să o upgradez încât în momentul de față, în ceea ce privește implantul, există o rigurozitate cum se cheamă, calculată, da? Deci tehnica pe care o folosesc este o tehnică îmbunătățită de mine și pusă de acord cu practicieni de marcă, așa. Bine, nu pusă de acord, discutată în mod direct cu ei, doar cu o parte din ei, dar pusă de acord cu ceea ce promovează ei. Și din punctul ăsta de vedere este o tehnică care are 12 puncte care, respectate, fac ca în urma unei operații de acest gen, în decurs de 3-4 zile, să ne simțim bine. Nu există un disconfort foarte mare și din punctul acesta de vedere mă asigur că în funcție de
caracteristicile pe care le observăm în consultație la paciente, voi da tot ceea ce trebuie ca să suplinesc momentul respectiv. Așa? Plus că există o deschidere foarte mare în ceea ce privește ai pune toate detaliile în față, să știi exact cu cea mai mare acuratețe ce urmează să se întâmple. Bun. Este o operație care este făcută de comun acord. Este gândită împreună cu pacientul, cu pacienta. O să fie și paciente, apropo, se pot pune implante pentru multe alte scopuri, chiar și la bărbați. Ne povestiți after? Da, ne povestesc și after. Așa. Și deci este practic o participare comună. Deci ne punem de acord asupra ceea ce dorim, asupra modului în care dorim, sunt vizionări a modului în care vom arăta după aceea, sunt calcule matematice care se fac și care spun la înălțimea, la aspectul corporal pe care îl ai, vom merge între și între. Da? Revenim alături de domnul doctor Lucian Popa după un moment de pauză. Am revenit. Continuăm cu discuția despre silicoane și silicoanele la bărbați. A spus că ne povestiți, nu? Poate sunt și telespectatori interesați de aceste silicoane. Da, deci am văzut, apropo de acest lucru, am văzut pe internet un tânăr care avea proteze din acestea de silicon, unele dintre ele chiar imaginate de el, și care erau puse în diferite locuri, în așa fel încât, bun, avea și denumire specifică, se chema Ken, da? Ken cu Barbie, da? Da, așa. Da. Și chiar era foarte, foarte, în fine, ca o păpușă arăta. Bun, deci se pot folosi implante. Din punctul acesta de vedere, cum se cheamă, prefer să recomand pentru un bărbat să meargă la sală să facă mușchi decât să folosească silicoanele pentru a-și contura aspectul, dar se pot folosi. Deci există și implante pentru mușchi pectoral și pentru bicep și pentru gemeni și așa mai departe. Bun, de obicei urmez o cale naturală. Nu avem ce face din punctul acesta de vedere, deși tehnic vorbind, în momentul de față se vehiculează la nivel mondial, se vehiculează folosirea unor implante pentru sânii doamnelor, așa, doamnelor și domnișoarelor, se sugerează folosirea unor implante mai mici cu asocierea cu lipofilling. Da? Deci este o modalitate mai nouă. Cum spuneam, suntem într-o interrelație continuă, urmăresc forumurile și discuțiile care se poartă în diferite locuri din lume, în conferințe din acestea televizate pe internet. În fine, și din punctul acesta de vedere sunt tendința aceasta de a ne apropia de natural, de a ne obține scopul de a ne apropia de natural, este din ce în ce mai pregnant. Și din acest punct de vedere spuneam că păstrez și că doresc să mă apropii de, prin practica mea, să mă apropii de limite naturale, limite care să nu iasă în evidență și de cele mai multe ori pacientele mele înțeleg. Da. Spuneți-mi, un implant cu silicon la sân afectează o viitoare naștere? Afectează cumva alăptatul unei mame? Nu. Deci există o modalitate pe care o abordăm din punctul acesta de vedere, o modalitate pe care o recomandăm, aceea de dispune implantele retropectoral în spatele mușchiului mare pectoral, și în felul acesta nu există niciun fel de afectare a modului în care se va produce lactația în condițiile unei sarcini și așa mai departe. Iar din punct de vedere al aspectului se va păstra și ulterior după sarcină un aspect plăcut. Am tot vorbit și în prima emisiune și acum de acest acid hialuronic. Nu știu dacă toată lumea știe ce este acest acid
hialuronic. Eu m-am documentat și am văzut că noi îl avem deja, nu, de când ne naștem, nu? Și dispare cu trecerea, nu, cu înaintarea vârstă. Opriți-mă dacă nu spun bine. Da. Eu aș vrea să vă rog să ne explicați mie și doamnelor și domnișoarelor, de fapt, ce este acest acid hialuronic, dacă el se regăsește în noi, dacă îl avem de la început de când ne naștem sau cu vârsta. Pentru că multe cunoștințe, chiar și de ale mele, și-ar dori, au posibilități și financiare și mai puțin financiare, dar au imboldul de a merge și aș face anumite ajustări necesare, dar se opresc, au un blocaj vis-a-vis de dar bag o substanță străină în corp. Nu are cum să facă. E mentalitatea asta încă la noi, care nu e tocmai așa, că ea de fapt nu e o substanță străină, organismul nostru nu o tolerează foarte bine, o avem și asta vreau să vă rog să... Că noi discutăm de două emisiuni, dar vreau să lămurim și aspectul ăsta. Ce se întâmplă? Au fost imaginate până acum o groază de modalități în care să obținem o îmbunătățire. Da? Spre exemplu, ca și curiozitate, este menționat în istoria acest lucru, la curtea regelui Ludovic al XIV-lea, femeile își injectau pentru a avea sâni mai mari lapte de capră. Da, cu inflamații. Cu inflamații. Avem cu să nu cumpărați lapte de capră, apelați la un estetician, doamnelor, domnișoarelor. Așa. Deci aceste lucruri au fost de foarte multă vreme luate în discuție, s-au căutat soluții, s-au folosit tot felul de produse, de materiale, s-au testat, s-au constatat ulterior că sunt bune sau că nu sunt bune. Bun, din punctul acesta de vedere, acidul hialuronic este, să spunem, o descoperire, cea mai spectaculoasă descoperire pe care a făcut-o omenirea în ultimii, eu știu să spunem, 50 de ani, da? Cea mai utilizată și cu o rată de creștere continuă. Bun, ce este acidul hialuronic? Un constituent, un polizaharid din organism. Se găsește în organism. Bun, este un polizaharid de structură. Deci el practic ne menține un anumit formă a țesuturilor noastre, făcând un fel de coloane în interior. Bun. Ce injectăm? Un acid hialuronic sintetic, care este de cele mai multe ori făcut este făcut până acum pe culturi microbiene, și care sintetizează sub un stimul acest acid hialuronic, care ulterior este... Pe care noi îl avem, cu el ne naștem, da? Cu el ne naștem și cu trecerea în timp îl pierdem sau... Nu, deci ce se întâmplă, așa cum spuneam puțin mai devreme, există un echilibru în organism, un echilibru pe care nu-l putem păstra tot timpul, din cauza că procesele metabolice scad ca și rată de eficiență. Și atunci, ce se sintetizează, așa, ar trebui pentru acest echilibru să fie egal cu ceea ce se distruge, fiindcă procesele sunt continui. Da? Odată cu trecerea timpului și cu îmbătrânirea noastră, procesele destructive devin preponderente, sunt mai, adică, așa, iar cele de refacere scad. Ei, acidul hialuronic, acesta vine să suplinească. Bun, suplinirea este un pic diferită, din cauza că nu-l punem în structură înapoi, ci îl aducem și determinăm formarea unei noi structuri, iar din punctul acesta de vedere, înțelegerea mecanismelor fine care se produc acolo vor duce și la succesul unei terapii cu acid hialuronic. Da? Bun, va conta, bineînțeles, și ce acid hialuronic folosim. Categoric. Da. Deci, în momentul de față, sunt multipli producători de acid hialuronic. Așa, foarte mulți dintre ei revânzând același produs sub diferite forme și, bineînțeles, făcând o politică de marketing. Ca și idee, în ansamblu, acest acid hialuronic este un produs sintetic, nu este de origine animală, este sintetizat, cu totul și este cu o puritate foarte mare. Deci, din punctul acesta de vedere, în aproape 20 de ani de când îl folosesc, nu am avut niciodată o reacție care să fi fost ne la locul ei în
injectarea de acid hialuronic. Și știți ce se mai întâmplă, cred eu? Probabil că multe doamne și domnișoare, uitându-se pe, la televizor, și văd așa zisele vedete, îmi permis să le spun așa zise, vedete, care fac un exces și doctorii care le operează sau le pun acid hialuronic în buze, ochi, pomeți, fac și ei la rândul lor un exces, probabil pentru a avea, normal, și un câștig financiar, dacă eu sunt proastă și mă duc și tu încerci să mă convinci să mă deștept și eu nu vreau. Tu ca doctor ce spui? Băi, femeie, nu vrei? Hai să punem buze cât China, hai să punem buze ca Bianca, hai să punem buze ca, nu știu. Și probabil că noi, persoanele normale care lucrăm, avem copii sau nu, care nu avem puțin creier, că eu am o vorbă, că bine ar fi să se inventeze, domnul doctor, odată un acid hialuronic să ne implantăm unele în creier. Întâi să ne facem mărire de creier și după aia mărire de sân, buze, etc. Probabil că uitându-ne spunem, a, nu mă duc la doctorul estetician, că a, uite cum arată aia, ce buze îmi fac, ce sân-i fac, ce nu, uite ce a pățit aia, îi cad siliconele, îi cad fesele. Nu credeți că și medicii vorbesc per ansamblu, au oarecare vină reticența noastră vis-a-vis de a apela în mod frecvent, pentru că este necesar ca o femeie la anumită vârstă să apeleze la astfel de servicii. Nu credeți că și anumiți colegi din sfera dumneavoastră sunt vinovați pentru reticența noastră? Adică, mai exact, dacă putem și vreți, dacă nu, nu discutăm, exact un caz concret, Daniela Gheorfi, o femeie de altfel frumoasă, cum arăta ea cu câțiva ani? O femeie frumoasă, plăcută, neobișnuisem toți cu fața ei, care necesita ajustări sau nu? Am o micuță problemă. Nu sunt foarte cunoscător în ceea ce privește lumea mondenă. Daniela Gheorfi îmi spune... Nu, vroiam să vă spun ca idee. A apelat la multe servicii, făcute bine, nu așa, dar cumva puțin cam prea mult. Zic eu, că eu mă uit la lumea mondenă. Zic eu. Și în general, multe doamne pe stradă le observ că cam mult, cam prea mult. Bun, aici intervine acest aspect al echilibrului între ceea ce își doresc pacienții și ceea ce le propui. În mod evident că, din punctul meu de vedere, nu pot decât să subliniez faptul că acest echilibru trebuie păstrat. Și dumneavoastră îl păstrați, că nu m-ați lăsat să fac și eu buze mai mari și n-ați vrut. Bun. Deci acest echilibru este duce la un moment dat la o satisfacție. Faptul că în anumite condiții noi ne dorim mai mult, ne dorim să avem, apropo de Ken, de faptul că exagerăm, da? Cum se cheamă? Acest lucru trebuie temperat de către practicianul la care te duci. Păi de asta v-am spus, eu cred că puțină vină. Eu sincer vă spun și spun fără să mă audă și telespectatorii și telespectatoarele, eu am fost la foarte mulți medici în intenția mea, în boldul meu, de a fi și eu mai frumos, așa, mai urit, mai... Sunteți prima persoană care mi-a dat încrederea și convingerea de a face lucrul ăsta. Eram una dintre acele telespectatoare reticiente când auzeam de așa ceva. Sunteți primul în care am avut încredere și care a știut să-mi explicați și care mi-a dat, cred eu, încrederea care trebuie să existe între doctor-pacient, în orice domeniu. Da. În orice domeniu trebuie să fie așa ceva, da. Deci în momentul în care îți faci o mobilă, trebuie să fii convins că poate să-ți facă ceea ce vrei să facă. Da? Bun. De regulă nu trebuie să răspundem într-un mod neparticipativ la solicitări. Da? Eu cel puțin nu fac acest lucru, apreciez ce se dorește, ce doresc pacienții mei și sfătuiesc. Dacă nu doresc acest lucru, atunci eu îmi declin calitățile și spun, da, eu nu pot să fac așa ceva. De ce? Din cauza că, evident, am și eu paciente la care am, să spunem că am exagerat, în mai mult sau mai puțin, considerând că, într-o anumită măsură, acele exagerări veneau din interior, că exact acest lucru și-l doreau. Și atunci i-am susținut această exagerare, fiindcă asta era expresia. Bun, dar nu sunt întotdeauna mândru de acest lucru. Și de obicei încerc să echilibrez aceste relații cu pacienții și să îi aduc în situația de a se
comporta într-un mod moderat. Da? Bun. Faptul că sunt exemple și mai ales în zona de mass media sunt exemple din acestea este tot din faptul că ne dorim să atragem atenția. Că dorim să se vorbească despre noi. Așa. Că dorim să știe cine suntem. Da? Bun. Din punctul acesta de vedere este o manifestare tipic umană. Și cu siguranță că în condițiile acestea vor exista și practicieni care să lucreze cu vedetele și vor exista probabil practicieni ca mine care nu vor avea vedete la ușă foarte, foarte frecvent, așa, sau cine poate ști, așa. Deci asta din cauza că există o modalitate de abordare un pic diferită. Da? Să înțeleg că dumneavoastră nu sunteți de acord și am văzut eu una că nu sunt de acord, sunteți de acord cu bună ziua, domnul doctor, eu vreau. Nu sunt de acord cu asta. Deci întotdeauna încerc să înțeleg. Ceea ce vă și spuneam este vorba de acest concept nou la care lucrăm acum, aceasta de estetică de fericire. Da? Deci, practic, e vorba de a crea o senzație, un feeling, acea mulțumire, acea descărcare de endorfine, de plăcere, fiindcă am realizat ceva. Deci, din punctul ăsta de vedere, este esențial să înțelegi ce anume își dorește cel care este în fața ta. Cum anume ai putea să-i susții dorința în așa fel încât să-i creezi acea stare de bine. Da? Și această stare de bine poate să fie, bun, creată de către tine sau creată de altcineva. Dar asta depinde de personalitatea fiecăruia. Până la urmă, echilibru și modul în care noi interrelaționăm oameni care lucrăm pentru alții, pentru a le face, le aduce un plus de bine, acesta este un lucru pe care trebuie să fie acceptat de către amândouă părțile. Ce servicii ne mai oferiți dumneavoastră? Mă emoționez deja. Ce servicii ne mai oferiți dumneavoastră la cabinetul dumneavoastră? În afară de siliconare, acei hialuronic, buze, pomeți? Nu, deci, cum se cheamă? Nu l-aș privi în felul acesta. Deci, nu e vorba de a face buze. Este vorba de a face... Domnul doctor, dar eu sunt de profesie inginer, nu mă pot exprima cum trebuie. Nu v-am criticat pe tema aceasta, fiindcă nu vreau să o iau ca fiind o noțiune care să fie luată într-un peiorativ. Deci niciodată o pacientă nu o privesc, am venit pentru buze. Okay. Categorică, nu. Deci întotdeauna există o privire de ansamblu, întotdeauna există o apreciere, întotdeauna poate exista un sfat. Sigur că da. Întotdeauna le spun, nu consumați suficientă apă. Este mai bine pentru tenul dumneavoastră. Chiar dacă acest lucru poate în momentul acela trece pe locul 2. Dar, revenind la întrebarea dumneavoastră, deci, în general, cabinetul meu, Aesthetic Center, este colat pe tot ceea ce este modern. De ani de zile suntem în promotori a unor tehnici, deci folosim în momentul de față aparatură care este de noutate în România. Da? Promovăm aparate care abia sunt aduse în România. Deci noi avem un aparat făcut în Brazilia pe care l-am promovat acum la congresul de săptămâna trecută și care este singurul din România în momentul de față. Care face? Care face tratamente de radiofrecvență, o multitudine de tratamente de radiofrecvență, așa, cu efecte foarte, foarte frumoase asupra îmbunătățirii calității țesuturilor, a rejuvenării faciale, tratamentul cicatricilor, tratamentul acnei. Vedeți, de asta v-am întrebat, deși m-ați certat așa finuț, pentru că mă învârt, ne învârtim toți, nu? Într-o lume a ieșilor, da? În care aud, mă duc la doctorul ăla că pune silicoane, mă duc la doctorul Popa, el pune buze, dar puține știu că doctorul Popa nu pune doar buze, silicoane, cabinetul unui medic estetician este și de ceea ce spuneați dumneavoastră. Uh-huh. Față, cicatrici, remodelare corporală, deci de asta v-am și...
dat această pantă pentru a explica dumneavoastră, telespectatorilor, toată sfera de parte de estetică. M-aș lăuda un pic. Vă mulțumesc vă rog, pentru întrebare. Nu. Deci chiar deci... vă rog, pentru că meritați. Mulțumesc. Deja m-am rușinat. Deci, nu, ceea ce realizăm noi este, să zicem, un piculeț mai complex. Adică, noi realizăm frumusețe. Nu există subiect pentru care să nu avem o soluție, pentru care să nu avem o posibilitate de a o corecta, de a o trata în ceea ce privește frumusețea. Lucrăm cu toată gama, cu acid hialuronic, cu fire rezorbabile, cu laser, cu radiofrecvență și, cum spuneam, cu tehnici de ultimă oră și cu proceduri de ultimă oră. Învățăm pe alții să facă aceste lucruri în așa fel încât să poată fi mai accesibil pentru mai multă lume. Dar din punctul ăsta de vedere, v-am spus, noi facem frumusețe. Și atât. Mulțumim tare mult, domnul doctor, pentru prezența. Gata, la emisiune. Și, dragi telespectatori, o să mă vedeți pe mine săptămâna viitoare, cât sunt de frumoasă. Și eu vă mulțumesc. Pentru că voi veni. Și vă aștept vinerea viitoare la o nouă emisiune. Iașul Monden. Iubiți-vă, viața e scurtă.